Proiectul a început din septembrie 2012. Deja o parte din prieteni încercau să facă ONG-ul de tranziție, Transition Towns. Acum există, cum România în tranziție, ONG-ul România în tranziție, parte din Transition Towns, sunt oameni care vor să facă ceva pentru comunitate, să dezvolte comunitatea local. Și am mers la ei cu ideea și mulți au ridicat mâna. Da, și eu mă bag. Păi dacă atunci hai să facem. Stai practic switch-ul de anul trecut pentru anul ce urmează, lucrările de toamnă. Și ce am făcut până acum, am lucrat în grădină, am construit grădina, am mâncat în grădină, am plantat alături de copii, de fapt copiii și-au amenajat grădina, ei singuri. Adică noi i-am instruit aici colo, din când în când la lucrările grele îi ajutam noi, în schimb ei și-au administrat resursele, ei și-au plantat răsadurile. Ce vrem să facem de fapt? Asta vrem să o transformăm și deja este o platformă de educație. Educația în sala de clasă e într-un fel, educația în aer liber și cu activități hands-on e altfel, altfel înveți. Cum se întâmplă și acum, bat cuie, habar n-au să bată cuie când ajung la 20 de ani. Dar îți prinde bine, încep să vezi dexteritate, să vezi cum se mișcă corpul și apoi o să plantezi ceva în straturile astea înălțate pe care o să le facem. Și apoi o să mănânci. Și după ce mănânci, îți dai seama, stai așa că e foarte fain să-ți crești singur mâncarea. Aplicăm tehnici de permacultură. Plante companion, straturi înălțate, Google culturi, observăm natura, folosim insecticide naturale. Vrem să implementăm o programă, un manual despre cum să implementezi un proiect de grădinărie școlar și câteva tipsuri necesare. După toate astea, nu știu când o să se întâmple. O să se întâmple, în mod sigur, pentru că așa e natural să se întâmple. Vrem să ajungem la minister. Sau poate ministerul ajunge la noi și să ne propună să facem asta oficial în cât mai multe școli, chiar în toate școlile. Ne vrem în toate școlile să se întâmple. Beneficiile sunt foarte multe. În primul rând, îi pregătim pe copii pentru stil de viață sănătos. Copiii ce fac grădinărit sunt mult mai bucuroși, capătă dexteritate și au și rezultate mult mai bune la celelalte obiecte. Învață să lucreze în echipă. Școala mai frumoasă e foarte important. În principiu e de voie bună. Și grijă pentru pământ și pentru oameni. Plus că învață și despre reciclare, ecologie. Planul este să finalizăm amenajarea grădinii astea și să facem o campanie de fundraising ca oamenii să dea, să ajute, dar nu doar așa să dea bani și să ducă acasă, o să primească răsplată legumele după o anumită suprafață. Și cu banii ce vor veni, am vrea să dezvoltăm, să ajutăm celelalte școli. Și tot așa, din școală în școală, astfel încât să facem cât mai mult. Organic. Ne găsiți pe site-ul României în tranziție. E intranziție.org. Acolo puteți să dați un mail la contact, dacă vreți să vă contact aruncă în tranziție. Și dacă vreți să vă implicați în proiect, ca și voluntar sau poate ca și coordonator, dacă aveți cunoștințe de grădinării teoretice și practice, în mod clar sunteți omul potrivit pentru un coordonator de proiect în School Gardening.